Fiecare din satele din Moldovei și are istorioara sa. Așa și al Veneții. Prima dată este pomenit în Hrisoave Domnești, la anul 1648, pe timpul domniei lui Vasile Lupu, care a dăruit moșia satului Oișeni, ca așa se numea satul înainte, Oișeni, nu Albineț, unui dregător. Deci, pe parcursul secolului 17-18 nu avem documentare scrisă despre sat. Însă de acolo, la mijlocul secolului 19, este pomenit satul sub numele de Albineț. Se vede că provine de la două nume, Albină și Albineț, fiindcă casele erau văruite cu alb. La 1878, în sat trăiau peste 800 de locuitori, undeva în jumătate, cam bărbați și copii. La începutul secolului 19, în sat a început să construiască biserica. Satul aparținea unui dregător de stat, capul dvorenimii din Basarabia, mormântul căruia este la intrarea în cimitir, Grigore Balș. În timpul Primului Război Mondial, la Albinețul Vechi, în 1916, a fost deschis un spital militar în curtea boierului Antonievici. În 1946-1947, satul a fost lovit de o foamete strașnică. Spuneau bătrânii că nu aveau putere să îngroape pe cei răposați și făceau cu sapa șanț și îi mormântau, că altfel nu puteau, nu aveau forță fizică să le îngroape. În 1948 s-a dovedit a fi un an rodnic, greu, așa și să se lichideze consecințele foametei. În 1949 s-a început colectivizarea și la Albinețul s-au format 4 colhozuri. În 52, ori în 53, a fost obținut o recoltă mare de răsărit, încât fostul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova, Leonid Brejnev, a făcut o vizită la spadul, la toc, cum spuneam noi înainte, tocul colhozului pe Băr. În 1971, a fost dată în exploatare actuala școală medie, școală gimnazie. Am bătrânit satul, tineretul pleacă, cine a să rămână în sat peste câțiva ani nu se știe. Iată că am toți am avut să relatez